Delegația oficială a fost întâmpinată de către primarul Dumitru Boroș și viceprimarul Ana Maria Vintilă. Vizita de la primăria municipiului Bârlad a avut loc vineri de la ora 13, ca răspuns la vizita făcută recent de conducerea orașului la ambasada Indiei din București. Trebuie spus că vizita la Bârlad a ambasadorului Indiei nu a fost una planificată, excelența sa alegând să se oprească în oraș în timp ce se întorcea la București după o vizită oficială în Republica Moldova. Astfel, pe parcurs la circa 60 de minute, ambasadorul Rahul Srivastava a discutat despre oportunitățile de afaceri pe care Bârladul le-ar putea oferi unor potențiali investitori indieni. Prin urmare, primarul Dumitru Boroș a invitat la discuții și reprezentanții mai multor societăți importante din partea de sud a județului, respectiv SC Rulmențe SA Bârlad, SC Confecție SA Bârlad, SC Vinicola Avereș 2000 SA și SC Vambet SRL. Sunt mulțumit că am avut ocazia de a vă returna onoarea pe care mi-ați făcut acum ceva timp, când ați răspuns afirmativ invitației noastre. Având în vedere că între statele noastre sunt relații de afaceri extrem de fructoase de ambele părți, vă asigur că voi depune toate eforturile pentru a facilita o posibilă infuzie de capital indian și în comunitatea bârlădeană. Am convingerea că voi mai veni la dumneavoastră imediat ce acest lucru se va întâmpla. Sunt dispus și chiar interesat să pun în contact entități de afaceri de aici cu cele din țara mea și să vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia de a vă cunoaște personal investitorii pe care mi-ați prezentat cu ocazia vizitei la București. Vă garantez că veți găsi întotdeauna un partener serios în oamenii de afaceri indieni, a declarat excelența sa Rahul Srivastava. Dialogul purtat cu excelența sa a vizat în special disponibilitatea domniei sale de a susține inițiativele și investițiile indiene pe plan local. Dorința noastră este de a aprofunda această relație în beneficiul ambelor părți, iar concluziile întâlnirii au fost la obiect. Ne dorim investiții eficiente de ambele părți. I-am transmis din nou excelenței sale ideea că suntem hotărâți să aducem investitori indieni la Bârlad. Domnia sa a indicat sectorul producției de textile și cel al rulmenților. În cazul SC Confecție SA, excelența sa a promis că va facilita dezvoltarea de relații comerciale cu diferiți producători de materie primă din India, dând asigurări că aceștia vor putea asigura materiale de calitate la prețul mai mic decât restul pieței mondiale. Cât privește SC Rulmențe SA, chiar dacă firma a pătruns deja pe piața indiană, 17% din producția de rulmenți a fabricii bârlădene fiind vândută pe piața din India, excelența sa s-a oferit să sprijine în continuare dezvoltarea relațiilor comerciale. Totodată l-am informat că Bârladu oricând poate adăuga la portofoliul de afaceri local și alte domenii de interes pentru investiții străine importante, a declarat primarul Dumitru Boroș. Excelența sa, Rahul Srivastava, s-a declarat plăcut impresionat de primirea de care a avut parte la Bârlad și a schimbat amabilități și suveniruri cu primarul Dumitru Boroș.